Mulțumim, Amalia. După cum știți, am inaugurat cu noul sezon și cu noua formulă de 4 ore. Am inaugurat un mic atelier în studioul L al televiziunii noastre. Știți că avem foarte multe studiouri. Am inaugurat un atelier de creație, pe bune, unde aducem oameni care fac pe bune cu mâinile lor lucruri la vedere. Nu le cumpără de pe net. Astăzi avem un invitat special, ce ne este foarte, foarte apropiat, pentru că de cele mai multe ori când e zi de sărbătoare la Neața, ne ajută cu baloanele. Răzvan? Sunt în atelierul nostru cu o parte dintre componenții familiei Savu. El este Ștefan, prietenul meu. Când ne-am cunoscut noi cu Nicu Balona și el nu era nici măcar în planul de urbanizare. Ștefan a crescut între timp. Este unul dintre cei doi gemeni pe care Nicu Balona și îi are. Kira este la... Dați-i drumul. Kira este la școală în dimineața asta și n-a putut să vină alături de noi. Nicu Balonaș, prietenul nostru, așa îl găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Ne știm de când am început Neața la Antena 1 și de atunci am devenit nu doar colaboratori, ci și prieteni. În atâția ani de zile ne-am dat seama că Nicu nu m-a învățat să fac nici măcar o floare din baloane. Și de-aia l-am adus pe Ștefan, care e mai pe polo, mai pe sporturi de-astea mai de băieței. Neața? Neața. Care totuși cumva îl ajută pe Nicu atunci când are nevoie de el. Eu sunt pregătit, Nicule, vino aici lângă mine, sau Ștefan îmi arată, ține și microfonul, unul dintre voi trebuie să țină microfonul neapărat, să reușesc să fac și eu o floare. Uite, încep cu asta. Okay. E bine? Da. Ține-mi așa microfonul ușor. Mai ții minte? Da, cred că... Buclele mai mici. Să fac bucle mai mici. Așa, și de aici ce fac? Răsucești. Aici. Bine, e mai greu acum cu... Așa. Răsucești de mai multe ori. Ca să nu se desfacă. Mai ții minte când prietenii tăi, atunci când te-ai apucat de lucrul ăsta, ți-au zis să ții și tu o slujbă adevărată? Da. După aceea. Ia. Facem altă buclă. Așa. Răsucim. Lăsăm aerul să se ducă către... Lăsăm aerul să se ducă. Da? Da. Încă o dată, iarăși. Câți ani au trecut de când ai început? Vreo 25 de ani. Așa. 25 de ani, da, de când faci baloane. Câte baloane ai făcut până acum? Nu mai știu. Multe, foarte multe. Milioane? Încă o dată o buclă? Da, milioane. Milioane, nu? Da. Nu tot timpul cu aparatul. Și cu gura, și cu mâna, și cu pompa. Pompe sunt mai multe. Și încă o dată? Încă o buclă? Am omorât și sunetistul. Nimic, să se vadă că și alte sunt în afară de pantalonii Amaliei în dimineața asta. Fără să le legi? De. Ce să-i fac? Nu sunt cel mai... Așa. Nu mai este de mată cel mai crap. Și acum facem codița dintr-un balon verde. Cât timp mă apuc eu să fac o codiță, așa ar trebui să arate floarea mea de la final. Zic să luăm o scurtă pauză. Dacă vreți mai multe amănunte despre cum se fac lucrurile astea, dar mai ales dacă vreți să le aveți la petrecerea voastră, Nicu Balonaș pe Facebook și pe Instagram. Acolo găsiți mai multe detalii și știți cum să dați de el. Dacă vreți să dureze mult aranjamentul, chemați-mă pe mine că în 2-3 zile termin. Dacă vreți să fie gata în 6 ore și să vă țineți și petrecerea, chemați-l pe Nicu și pe ai lui. Noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în atelierul nostru după ceva minute. E 8 martie, zâmbește, la mulți ani, femeie!